Astra 2 Ploiești, CS Vișina 9, 2 la 1, Sporting Roșiori, Atletic Bradu 1 la 1, Chindia Târgoviște, FCM Târgoviște 4 la 1, Concordia 2 Chiajna, SCM Pitești 0 la 3, CS Ștefărnești, CS Afumați 1 la 1, Inter Clinceni, Urban Titu 1 la 0 și Mușcelul Câmpulung, CS Podari 0 la 1. După 12 etape disputate, surprinzător, în fruntea clasamentului se află SCM Pitești cu 24 de puncte, echipă care a câștigat la Masa Verde jocul cu FCM Târgoviște. Mușcelul Câmpulung rămâne pe locul 7, iar Atletic Bradu este pe locul 12.